Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Îndreptător credinții și chip blândețile te-a arătat pe tine, turmii tale, adevărul lucrurilor drept învățând. Deci, o părticică mică și o esență dintr-o parul vieții Sfântului Erar Nicolae. Biserica drept măritoare prăznește astăzi, sau cinstește în haine de sărbătoare și de bucurie, pe cel care a călăuzit pașii credinței, pașii poporului credincios, spre împărăția lui Dumnezeu, pe Sfântul Erar Nicolae, marele făcător de minuni și cel mai evlavios, ca să spunem, în sufletul și în inima poporului, purtat în toate sfintele rugăciuni, pentru fete în căsătorie, pentru oameni în sărăcie, pentru cei din necaz, pentru cei din procese, pentru cei din greutăți și pentru toți care vor să atragă mai ușor asupra lor mila lui Dumnezeu. Sărbătoarea Sfântului Erar Nicolae este încununată și de Duminica Sfintei Învieri, în care cea din tâi Evanghelia a fost Evanghelia vindecării femeii celei gârbove. Deci iată încă un suspin din viața poporului în care omul poate fi bolnav și gârbovit, fie din pricina negrijii de sine, fie din pricina păcatelor sau a nepăsării, sau în același timp fie din pricina uitării de Dumnezeu. Dar Mântuitorul de oameni, iubitorul Iisus Hristos, ca să spunem așa, se milostivește precum noi de asinul nostru pe cel dezlegăm de la iesele și pe animalul pe care ne folosim de el, de această femeie dezlegându-i neputința și dăruind-o întreagă și sănătoasă bisericii, dăruind-o vieții de toate zilele cu prilej de mântuire. I-a făcut un lucru care nimeni nu putea să îl facă. I-a dăruit un lucru pe care nimeni nu putea să îl dăruiască. Deci nu mai va avea răspuns atunci când va fi întrebată la judecata obștească de ce n-a păzit legea, de ce n-a păzit prorocii și de ce a călcat decalogul. Înainte fiind gârbovă și bolnavă, nu puteai să te rogi, nu puteai să te ostenești, dar acum fiind sănătoasă, poți să preamărești pe Cel ce te-a preamărit și pe Cel ce te-a vindecat pe tine. Iată că aceste vindecări n-au fost numai în Vechiul Testament, ci Mântuitorul Iisus Hristos, în iubirea Sa de oameni și în vremea noastră de astăzi, tinde să ne vindece tot timpul, tinde să ne ridice permanent din gârboveala sufletului nostru și tinde permanent să ne tragă spre Tatăl, fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din cer desăvârșit este. Sfântul Erar Nicolae este doar un mesager, este doar o rază, este doar o lumină a acelei lumini, răsăritul cel de sus, soarele dreptății, slavă ție, cum vom cânta la sărbătorile Crăciunului, dar mai mult decât atât, este un atlet neînfricat al lui Hristos pe calea credinței. S-a născut în secolul III, începutul secolului al IV-lea, dintr-o familie foarte credincioasă, Teofan și Nona. Neavând copii și rugându-se lui Dumnezeu să le dăruiască o odraslă, le-a dăruit, ca să spun așa în câteva cuvinte, de cel de care biserica avea să aibă mai târziu nevoie, ca altă dată în Vechiul Testament Ioachim și Ana, ce naște pe Maica Domnului, și ca altă dată Zaharia și Elisabeta, ce nasc pe înainte mergătorul și botezătorul Ioan. Iată că acestei familii s-a născut acest băiat cu numele Nicolae, sau Nicolaus, puternic sau biruitor de popor, care încă de mic făcea, să spunem, anumite lucruri mai puțin firești lucrurile obișnuite. Miercurea și vinerea postea. Nu se temea de calciu, că îi va slăbi din sânge sau proteine și nu sugea deloc, deși era la sânul Maicii sale. Nici nu plângea, nici nu s-alinta. Tot el era cel care sugea numai din sânul drept, ca un semn de preamărire a lui Dumnezeu. Și crescând cu vârsta, creștea cu înțelepciunea. Și crescând cu înțelepciunea, creștea cu căruntețea, de aceea îi se și spunea copil bătrân. Din familia lor, din pronia și lucrarea lui Dumnezeu, avea un neam sau o rudenie care era arhiereu, tot acolo în Patara, la Mira Lichei, deci unde el era tânăr copil și își lua acele lecții de duhovnicie de la bătrânul său, unchi și rudă, care vedea întotdeauna în el, cum a și afirmat altădată, văd, spune un soare răsărind la marginea pământului.
Deci se vedea un început sănătos, se vedea un început serios de viață duhovnicească și de temei al credinței. Ajuns în treapta harului preoției, se desăvârșește în adevărat în toate lucrurile ascetice. Și pentru că vorbim de lucrurile ascetice, vreau să fac o mică combinație cu Evanghelia de astăzi. Zice, Dumnezeu ne dă diferite mijloace de mântuire, și pe cele de-a dreapta, și pe cele de-a stângă. Celor ce se ostenesc într-o asceză voită, Dumnezeu le dă darul binecuvântării și mila sa urmată de dragostea sa față de oameni și îi îndestulează cu harul și cu bunătăți. Iar pe cei ce se trândăvesc și îl încezesc, le dă și le conduce sufletul pe calea virtuții prin boală și suferință. Iar Isaac Siru spune, întristarea omoară plăcerea patimilor. Ioan Gură de Aur spune, din pricina păcatului, toată durerea, tot durerea ne slobozește de păcat. Și spune că păcatul dă nașterii durerii și durerea dă nașterii virtuții. Deci iată ce frumos, combină virtutea de a căuta pe Dumnezeu cu virtutea de a-L găsi pe Dumnezeu. Este una să-L cauți prin nevoința ascetică și este alta să ajungi să-L cauți prin suferință. Este una să alergi tu la Sfânta Biserică și la tainele Bisericii și este alta să te ajungă Dumnezeu să te mâie cu biciul durerii din urmă spre staulul duhovnicesc al Bisericii. De aceea Biserica fericește pe cei ce de bunăvoie, cum spune și învățătura credinței, și au crucea și urmează lui Hristos, și tot Biserica fericește pe cei ce de nevoie, prin suferințe grele, ajung să cunoască pe Dumnezeu. Și avem prilejul femeii Gârbove, care de 18 ani suferea de această neputință și nu mai văzuse lumina soarelui, dar se pare că în toată neputința ei, fie că știm sau nu știm cât se străduia, oricum un rezultat al bolii asupra ei putea să fie și mântuitor, putea să fie, ca să zicem așa, să se proslăvească și Dumnezeu, dar putea să fie și un rezultat al păcatelor. Ca drept dovadă că rămâne un rezultat al păcatelor, ne ducem la Vitezda, la cei 38 sau și 2 de ani de suferință ai slăbănogului, care în momentul întâlnirii cu Hristos n-are imaginea harismatică a Mântuitorului și spune, n-am om să mă arunce. Și spune, eu sunt om. Ia-ți patul tău și umblă. Dar tot Dumnezeu Mântuitorul este Cel care îl avertizează și îi spune, ai grijă, te-ai făcut sănătos, să nu-ți fie ție și mai rău. De aceea Biserica vine la acest îndemn al femeii Gârbove să ne aducă aminte de două lucruri. Te-ai făcut sănătos, dar pentru ce te-ai făcut sănătos? Te-ai făcut sănătos să preamărești pe Dumnezeu sau să-ți continui viața păcătoasă? Și spune că doctorii uneori vindecă prin leacuri, vindecă prin vorbe și prin sfaturi și prin regimuri, dar zice că aceia nu sunt doctorii cei mai potriviți, ci doctorul cel mai potrivit este cel care taie și arde rău, rana și păcatul. De aceea Biserica drept măritoare încununează și proslăvește doar pe cei care au reușit, ca să spun așa, care au reușit să ardă și boala, să ardă și păcatul și rana. Deci numai tainele Bisericii sunt în măsură, prin doctorul trupurilor și a sufletelor Mântuitorului Iisus Hristos, să vină și să ucidă în om sămânța păcatului. Fiindcă păcatul naște moartea. Se spune mai departe în viața Sfântului Erar Nicolae că chemat de Duh dumnezeiesc și de dor dumnezeiesc, se închină la Sfintele locuri unde primește glas ceresc de sus să intre în slujba poporului și va fi mai târziu hirotonit arhiereu în cetatea Mira când, aflându-se la Sfânta Biserică, poporul insuflat de Duhul Sfânt a strigat, vrem episcop pe Nicolae, bătrânul fiind mort sau ruda lui care se săvârșise din viață. Dar iată că și atunci când ești în trepte înalte de sfințenie, Dumnezeu nu te părăsește. Și atunci când ești în trepte înalte de lucrare duhovnicească, Dumnezeu te cercetează.
cercetarea lui Dumnezeu nu pentru mustrare, ci pentru călire, binecuvântare și încununare. Deși era mare trăitor, deși nici n-ar fi nevoie să amintim minunea cu cele trei fecioare, cu voivozii salvați de la moarte, cu corăbile îndreptate spre țara lui pe timp de foamete, cu potolirea furtunii ca altădată Mântuitorul pe Marea Genizaretului, adică pe lacul Tiberiade, și așa mai departe, iată că rânduiește și îngăduie cu pronia lui cea preasfântă ca în timpul persecuțiilor de la 285 în timpul lui Dioclețian și Maximilian și acest episcop preasfânt și binecuvântat de Dumnezeu să fie prins și închis în temniță, unde pătimește până la renumitul, sau dacă vreți, marele decret, într-adevăr, și salvator al creștinătății, împăratului Constantin, edictul de la Milan, când este scos și el din temniță și este repus în scaunul arhiepiscopal la anul 313 și când mai departe, ca o răsplătire, ca să spun așa, să nu rămână Dumnezeu, ca să nu rămână Dumnezeu datorul oamenilor, rânduiește ca acel mare sobor de la 325 de la Nicea să fie binecuvântat și prezidat de marele, să spunem, de marile personalități sfinte, Atanasie, Spiridon și Nicolae și alți părinți duhovnicești, 318 la număr, care vin să apere dreapta credință împotriva învățăturii arienești, care făceau pe fiul mai mic decât tatăl, nelăsându-l deopotrivă, cum spune, cu tatăl și cu fiul care este închinat și slăvit. Deci cum arată articolul credinței, lumină din lumină și Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și iată că Sfântul Ierarh Nicolae se dovedește un înflăcărat, dacă vreți să folosim un cuvânt duhovnicesc, un val de foc, un vârtej de Duh Sfânt, o mătură curățitoare, o lopată ce adună griul la jitniță și o să curece taie rădăcina pomului neroditor. Și îl înfruntă pe arie până la acele palme duhovnicești pe care le primește din mâna Sfântului în semn de neînfricare, fricoșii nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu, în semn de conciliere pământească, nu în semn de conciliere duhovnicească. Niciodată n-ai să reușești să dărâm dreapta credință. Niciodată nu vei reuși să-L dezbini tu pe Dumnezeu în treime. Iar Sfântul Ierarh Spiridon, marele făcător de minuni, viețuitori, împreună contemporani, mai face și acest lucru, că face mut pe filozoful lui Are și îi leagă limba în gură, nemai putând să vorbească acele spurcăciuni eretice pe care le împânzea în doctrina sa. Una din marile minuni pe care le mai face Sfântul Ierarh Nicolae este și aceea că după moarte rămâne cu trupul neputrezit. Deci iată încă o harismă dată Sfinților. Harismele sunt daruri ale Duhului Sfânt pe care le împarte oamenilor duhovnicești pentru osteniala și truda lor duhovnicească. Și iată că trupul neputrezit, trecut la cele veșnice, la 342, în 6 decembrie, este așezat în biserica din Mira, unde va sta 500 de ani. Apoi va fi furat, pe la anul 1000 și ceva, 1080, 1080 și ceva, va fi furat de italieni și dus la Bari, în Italia. Dar nici acolo, în Italia, Sfântul Ierarh Nicolae nu va sta și va dormi în somnul cel duhovnicesc, în curțile dreptilor și în grădina lui Dumnezeu. Și va lucra pentru popoare și va lucra pentru oamenii credincioși ori de câte ori îl vor chema. Și ca să vorbim de minunile Sfântului Ierarh Nicolae, așa pe îndelete și pe larg, este ca și cum am spune, știți că biserica este sfântă. Deci vom aminti doar așa, în prag sau în trecere, și spun eu, cea mai semnificativă din toate, care mi s-a părut mie, sau cea mai frumoasă din toate, este aceea că oricine i-a cerut ajutorul, n-a ieșit neajutorat. Oricine i-a cerut milă, n-a ieșit neajutorat. A făcut minuni și creștinilor, și călugărilor, și săracilor, și bogaților, și hoților, și celor credincioși și necredincioși. Se spune că odată niște călugări sărați se rugau într-un schit și n-aveau cu ce să trăiască.
Și se rugau mereu la Sfântul Nicolae, care era patronul schitului sau hramul ctitor, cum se spune. Și în timp ce mergeau la pădure după lemne, găsesc un om înghețat. Și se gândesc, băi, sărați suntem, nu o să avem cu ce să-l înmormântăm. Dar măcar să-i citim slujbele de pomenire și să-i facem rugăciunile Sfintei Liturghii și să-l îngropăm ca pe un creștin. Și l-au adus la schitul lor și l-au îngropat și se rugau în continuare Sfântul Ierarh Nicolae să le dea binefacere și să le dea ajutor și milă și să le rânduiască și lor ca să poată să-și ducă zilele înainte. Și iată că într-o noapte se arată Sfântul Ierarh Nicolae egumenului și îi spune, dezgropați acolo unde ați îngropat pe omul cel mort. Iar când au dezgropat în locul mortului era un sac cu bani. De ce? Îngerul Domnului a vrut să le încerce credința. Îngerul Domnului a vrut să vadă dacă în sărăcie se poate face bine. Dacă în sărăcie este legiferată fapta bună. Dacă în sărăcie este legiferată bunăvoința și dragostea față de aproapele. Pentru că bogatul, bogat fiind îmbla în purpură și în vison și nu-l durea nimic și a mers în flăcările iadului. Dar săracul Lazar, suferind și foame și sete, îngăduia ca acei câini vagaboni să-i lingă rănile de singurii lui prieteni și sufletul lui să ajungă în sânul lui Avram. Un alt bătrânel și altă bătrână care îi făceau veșnic pomenirea este una dintre istorioarele care îi plăcea cel mai mult părintelui Cleopa și o pomenea în permanență de câte ori veneau perelinii la ușa lui. Zice că îi făceau în fiecare praznic, în fiecare hram a Sfântului Nicolae, mare praznic, și miluiau săracii satului. Iar odată terminându-și banii, a zis, zice, ce vom face? Zice, n-avem bani, nu mai putem face. Dar bătrâna zice, cum este femeia, mai puțin, îndoielnică, uneori și șovăielnică. Dacă Sfântul ar fi știut că îi trebuie praznic, ne-ar fi rânduit nouă, zice, bani, zice, dar nu-i târziu nici până mâine. Și totuși s-au sfătuit de cu seară să-și vândă zestrea care se dă peste groapă, acele poduri, și a spus, ia tu covorul celălalt scump, zice, de mormântare, du-te, vinde-l pe, zice, pe câțiva bani și să aduci, zice, tot ce trebuie și totuși să facem praznic Sfântului. Că dacă a fi, o vedea noi cum ne-am descurca. Și ajungând bătrânul în oraș, în târgul respectiv, se întâlnește cu un bătrân alt care îl întreabă la modul direct, cât vrei pe acest covor? Păi zice, vreau 6 galbe. Ia-ți 8 și zice, dă-mi-l mie. Fără să mai șovăiască că prețul era bun, s-a dus să-și cumpere ce avea de cumpărat și între timp la poarta bătrânei bate acel bătrân și îi spune, zice, soțul tău n-a vândut covorul ținând mult la preț. Ia-l și pune-l în casă, că mi l-a lăsat să ți-l înapoiez. Deci era Sfântul Ierarh Nicolae care îl cumpărase și îl întorsese bătrânei pentru dragostea și credința lor. Și când bătrânul s-a întors de la târg încărcat cu daruri, bătrâna îl întreabă, zice, nemernicule, zice, n-ai vândut covorul, ai ținut la preț? Păi cum nu l-am vândut? De dimineață când am fost la târg, zice, primul om ce l-am întâlnit l-am și dat. Păi cu cât l-ai dat? Cu 8 galbeni. Nu trebuia, zice, cu 6 trebuia. Așa mi-a dat și așa am luat. Și bătrâna îi spune, dar uite, a venit cineva și mi-a adus covorul, a spus că nu l-ai vândut. Și în clipa când omul ridică ochii spre iconostasul cu icoane, să se închine, să dea slavă Dumnezeu, vede chipul bătrânului și zice, el era. Deci iată, încă o metodă de a milui pe săraci, așa cum miluise și pe fetele care urmau, și pe fetele care urmau să îmble în desfrânare, numai ca să se poată mărita, și el le-a rânduit pungile cu bani ca tatăl său să le poată căsători creștinește. Deci prima pedeapsă care va fi peste acest popor al nostru român și creștin este asupra fetelor destrăbălate care vor cădea sub rugăciunea aspră și necruțătoare a Sfântului Ierarh Nicolae în fața dreptului judecător pentru că își petrec viața în destrăbălare și în pornografie. O altă minune întâmplătoare și foarte frumoasă, deci pe care o face Sfântul Ierarh Nicolae și pare mai semnificativă, un prizonier dintr-o țară, fiind creștin și fiind prins, i-a spus stăpânului său, pun chezaș pe Sfântul Ierarh Nicolae, că dacă mă duc în țara mea, îți trimit prețul răscumpărării mele, dăm drumul ca am familie și copii. Și ăla s-a gândit, tot mai de folos 20 de galbeni, decât să țin un hoit de om să mă încurce. Și i-a dat drumul pe chezășia Sfântului Ierarh Nicolae. Iar când acesta s-a văzut în țara lui, ce a zis? Ei, l-am mințit, las, doar Dumnezeu știe că nu am. Și în fiecare an de Sfântul Nicolae,
De câte ori venea praznicul, acel stăpân se ducea în biserică și scuipa icoana Sfântului și locăra spunându-i, zice, vezi, nemernicule, ce creștini aveți, vezi ce fac creștinii voștri, vezi cum te-a pus chezaș pe tine, zice, că ăsta era un fel de păgân, vezi cum, zice, a necinstit, zice, puterea voastră, așa sunteți voi sfinți, așa răsplătiți voi rău, așa răsplătiți voi dreptatea. Și Sfântul Ierarh Nicolae s-a supărat și s-a arătat acelui om în țara lui și a început să-l scuture cu o boală groaznică și cu un fel de demonizare, spunându-i să duci prețul răscumpărării tale. Prima dată i s-a părut o glumă, a doua oară i s-a părut o glumă, dar a treia oară s-a văzut trântit la pământ și o voce tunătoare i-a spus, dacă nu-ți vei plăti prețul răscumpărării, te voi duce din nou în robie și te va mânca iadul. Și în clipa aceea și-a înțeles pedeapsa care se cuvenea și-a dat, a scos din buzunarul hainei 20 de galbeni, i-a pus în mâna acelui pe care îl trântise la pământ și când în dimineața ajunului venise din nou să batjocorească pe Sfântul Nicolae, acel agarean, deci acel stăpân care dăduse drumul robului, a văzut jos suma de bani la picioarele icoanei și s-a auzit, deci, glasul Sfântului Ierarh Nicolae. Sfinții nu mint niciodată. Și o altă întâmplare, spun și mai frumoasă, asemănătoare cu una dintre ale Sfântului Spiridon, un oarecare necredincios, umblând printr-o cetate, a văzut o icoană cu Sfântul Ierarh Nicolae și a întrebat pe un creștin de ala, zice, cu cât o vinzi? Ce-i cu asta? Zice, ăsta e un paznic bun. El se referea la puterea și valoarea duhovnicească a Sfântului. Zice, ăsta e un paznic bun. Și cu ce se hrănește? Îi pui într-o feștilă, zice, un de lemn și îi pui să ardă în fața lui și altă mâncare nu-ți va cere. Și pune-l la ușa ta și oriunde te vei duce să nu te temi niciodată. Și iată că acela bucuros că în sfârșit a găsit o slugă căreia nu este fric și foame și sete și pretenții și mofturi și mai ales că stă și cu minte unde o pui, l-a dus la ușa casei sale și i-a spus, eu mă duc în călătorii îndepărtate. Eu mă duc, am treburile mele și tu să-mi păzești casa. Și hoții, auzind, au venit și au prădat toată casa. Iar întorcându-se din călătorie, acel străin, sincer în sinea lui și neștiind cine este această icoană și puterea Sfântului Ierarh Nicolae, îi spune, păi băi, tu ce ai păzit? Tu n-ai văzut că mi-a furat toată casa? Uite, zice, din milă îți mai dau mâncare. Din milă am să-ți mai dau un de lemn acolo în feștila ta. Dar fă-ți datoria, zice, și te rog, dacă vrei să primești iertare, să împrinzi și pe acei răufăcători care au stricat casa. Și din nou s-a dus într-o călătorie și l-a lăsat pe Sfântul Ierarh Nicolae, neștiind el cine este, să păzească casa. Și venind hoții știind că este plecat ca să prade din nou, la un moment dat le-a venit în cap, zice, dar ce ar fi să luăm și icoana asta să o vindem? Și în clipa când au pus mâna pe icoană, au rămas acolo pironiți și au stat multă vreme până la întoarcerea stăpânului. Și în clipa când s-a întors stăpânul și văzându-i pe hoț acolo încremeniți, a zis, bravo, acum îmi place de tine, zice. Să știi că am să te răsplătesc, zice. Foarte bine că i-ai prins. Și nu le-a dat drumul Sfântul Ierarh Nicolae și se rugau la icoana Sfântului Ierarh Nicolae până ce au făgăduit că vor întoarce paguba respectivă și astfel nici sfinții nu s-au făcut de minciună și nici acel stăpân nu l-a hrănit degeaba, alimentându-i candela cu un de lemn și cu celelalte binefaceri. Am folosit acest prilej ca să descrețesc frunțele cu aceste istorioare frumoase, culese de prin viețile sfinților, de prin proloage, de prin cărțile de literatură patristică, nu pentru altceva, ci pentru a omagia în sufletul nostru creștinesc puterea cu care Sfântul Ierarh Nicolae se implică în modul direct, ca și Sfântul Ierarh Spiridon, în viața poporului și ajută pe creștini ori de câte ori îi cer nevoia. Ori pentru acest ajutor se cer trei lucruri, credință curată și neîndoielnică. Ori pentru acest lucru se cere inima înfrântă și smerită, pentru că dacă îi ceri unui sfânt să-ți răzbune pe răufăcătorul tău, nu o va face. Ori pentru aceasta se cere nădejde multă și rugăciune multă, pentru că acesta a fost un om al rugăciunii, acesta a fost un om al puterii harice, care nu și-a pierdut vremea
făcând cum facem noi, câteva metanii și câteva închinăciuni, iar când ne spovedim, venim și întrebăm. Dar să-l fac și după post canonul. Dar ce, după post nu mai este Dumnezeu sau s-a terminat lumea? Deci, rugăciunea permanentă apropie pe om de Dumnezeu. Rugăciunea permanentă îl împacă pe om cu Dumnezeu și rugăciunea permanentă rezolvă omului toate greutățile vieții. Sfântul Ierarh Nicolae n-a făcut numai această minune. A rânduit din pronie divină ca Mihai Viteazul, banul Craiovei și domn al țării românești, unificatorul principatelor române, să răscumpere cu bani grei Așelin Bărșuie la Călugăre. Deci din cronicile vremii, culeasă din istoria poporului român, scrisă cu date exacte și nu l-a întâmplat. Această mână a Sfântului Ierarh Nicolae este mâna dreaptă cu care se binecuvintează țara noastră, deci țară creștină, și care se află astăzi în București la Biserica Sfântul Gheorghe, cel nou, mi se pare. Dar nu numai atât, ci ca să vedeți evlavia poporului român, care vine să ducă ca o continuitate harisma și puterea Duhului Sfânt prin voievozii ei, așa cum Constantin cel Mare, din pronia lui Dumnezeu, a rânduit ca acest Sfânt Ierarh Nicolae să întregească puterea simbolului credinței cu cuvântul său dumnezeiesc, și atunci când este închis în temniță, Maica Domnului să-i dea omofor și Mântuitorul să-i dea Evanghelie de să-i spăimânte pe toți, și tot Sfântul Ierarh Nicolae, care nu se lasă împărțit și nu se lasă rupt în bucăți, să îngăduie ca mâna lui cea dreaptă să vină pe pământul românesc. O altă minune pe care o face Sfântul Ierarh Nicolae, ca să fim la zi cu sărbătorile de astăzi, a rânduit ca cel mai iubit, deci Părintele Cleopa să fie în rând cu ei, în ceata Sfinților, și el să fie cel care să-i deschidă poarta cerului. Pentru că toată viața a avut evlavie și a povestit tuturor perelinilor și creștinilor întâmplările cu Sfântul Ierarh Nicolae, viața Sfântului Spiridon, viața Muceniței Varvara, viața Sfintei Ecaterina, despre care vorbea extraordinar de frumos, omagiind-o pentru acel inel dumnezeesc plin de înțelepciune primit de la Hristos, și mai mult decât atât, iubind rânduiala și slujba creștinătății, ajunge să fie mormântat în ziua Sfântului Sava cel Sfințit. Deci ca să se întregească sinaxarul lunii decembrie, trebuia să intre și el în rândul lor, dar nu departe de ei, ci între ei și lângă ei. Și încă un lucru, deci, care îl face Sfântul Ierarh Nicolae și minunea cea din urmă sau cea mai recentă, este că duce acest suflet și îl plimbă astăzi, așa cum Cosma de la apa Sangarului se plimba cu Sfântul Ioan Evanghelistul și cu Maica Domnului și cu Sfântul Ierarh Nicolae prin vămile văzduhului. Dacă vă aduceți aminte o istorioară pe care o spunea de multe ori, intrând întâi la corturile dreptilor, intrând la Palatul Noului Sion, intrând la sânul lui Avram, intrând la Raiul Desfătării, intrând până la acele mese întinse unde se desfătau toți creștinii evlavioși ce murise în Constantinopol. Iată că astăzi sufletul lui este în prima zi, sau poate cea de-a doua, în călătoria spre împărăția lui Dumnezeu și în vizitarea celor frumuseți duhovnicești pe care numai el a știut să le povestească, și acum cu acea traistă de suflete pe care ați văzut-o ieri înghesuind-o și vrând să ia ultima binecuvântare, să duce să-i o prezinte lui Dumnezeu ca pe o carte a vieții, spunând: Doamne, aceștia sunt pe cei, aceia pe care eu i-am trecut cu neputința mea în cartea vieții tale. Și Mântuitorul Iisus Hristos să-i spună ca și Sfântul Ierarh Nicolae, ca și Sfântul Ierarh Spiridon, nu vorbe de frică și de întristare, ci să-i spună cu curaj: bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost pus, peste multe te voi pune. Iar dacă se spune la înviere, în cântarea troparului, că Hristos, ce căutați pe cel viu cu cei morți, căci este în lumina cea pururea fiitoare, unde nu este umbră de schimbare, astăzi bătrânul Cleopa se duce să se odihnească din lucrarea energiilor necreate și din liniștea lui Maxim Mărturisitorul la poalele acelei lumini și să ia binecuvântare pentru întreaga Moldovă,
de la scaunul Sfintei Treimi și să spună: Doamne, când eram pe pământ, le promiteam un lucru frumos, mâncaia raiul. Ei, iată, să duce să pună ca acest cuvânt, atunci când vom ajunge acolo, să putem să ne învrednicim, să nu fim împinși de cel cu mâna umflată care îi băga în iezurul de foc, ci să trecem acea punte subțirea suspinilor peste râul de foc, despre care Părintele Cleopa spuneau că în timp ce Cozma trecea și se ducea spre raiul desfătării, Satana striga: te-am scăpat, te-am scăpat. Ei, și noi să fim acei care suntem următori aceluiași preasfânt dar și har, și nu trebuie să-L cinstim prin lacrimi și prin boce, ci să-L cinstim prin fapte bune, să-L cinstim prin dreapta credință păstrată, pe care a agonisit-o ca o sfântă scriptură deschisă pe masa Moldovei. Să-L cinstim așa cum îi se cuvine, prin cântări de înviere și prin tropare și cântări duhovnicești, cântându-i, dacă vreți mai degrabă, nu cu sfinții odihnește: întru tine, Părinte, cu o sârde s-a mântuit cel după chip. Deci a știut să împace și poporul, a știut să împace și pe Dumnezeu, a știut să împace și sufletul, a știut să împace și rânduiala monahicească și a știut să împace și conștiința lui și conștiința altora. Dacă ne uităm în toate fericirile de sus până jos și dacă le studiem cu deosebită atenție, nu trebuie să spunem că a fost numai un duhovnic sporit. Duhovnici au mai fost și sunt în generațiile lor trecute, începând cu Vichente Mălău și Antim Găină, cu Nicodim Mândiță și tot șiragul sfinților păstori care au păstorit această țară, suficienți și încă care știuți și neștiuți, alături de Părintele Paisie Olaru sau Ioil Gheorghiu, dar mai mult decât atât a fost o tradiție vie într-un secol de întuneric, de mizerie, de perversiune, de minciună, de neadevăr, într-un secol în care omul una spune și alta vorbește, stai și nu știi lângă cine stai, vorbești și nu știi cu cine vorbești, mergi pe drum, dar nu știi cu cine călătorești, te închini, dar nu știi cu cine te închini, mănânci și nu știi cu cine întinzi mâna în blid. Dar el a știut în simplitatea cugetului său și în discernerea minții sale, iluminat de Duhul Sfânt, să folosească adesea o frază pe care o povestise odată la un caz de intimitate. Zice: și mie mi-e frică de cei mari, că știu că pot face rău. Dar, zice, când îi văd că sunt prea porniți, zice, iau cu vorbe bune. Că, zice, binele, dacă nu-i făcut bine, nu-i bine. Și povestea, zice, întotdeauna m-am folosit de această vorbă. Zice, când intram la o încurcătură sau nu știam ce să... nu știam cum ar fi să pot să-L câștig și pe acela în Hristos, îi spuneam: mi-i drag de credința ta. Domnul Hristos și Îngerul te-a călăuzit până la ușa chiliei mele. Să-ți ajute după inima ta și după dragostea ta. Și acela se smerea și devenea ca un bâlgăre de zăpadă purtat din mână în mână, de harul și mireasma tuturor sfinților, se făcea din leu înveșunat, blând ca un miel, exact cum făcea Daniel în groapa cu lei. În loc să fie fiare sălbatice, să făceau pisici blânde și îi lingeau picioarele. De aceea trebuie să ne rămână ca mărturie și ca sfat de învățătură un singur lucru. Ceea ce trebuie apărat cu sabia, trebuie apărat cu sabia, ceea ce trebuie apărat cu cuvântul, trebuie apărat cu cuvântul, iar ce trebuie apărat cu fapta, trebuie apărat cu fapta. Nimeni nu s-a rugat vreodată mai mult, poate pentru popor în vremea de acum, ca el. Ori de câte ori l-ai vizitat, era cu bogorodișna pe masă, era cu acatistierul pe masă, cu psaltirea pe masă, ori îl găseai cu metania în mână: blagosloviți preacuvioasă, ce mai faceți? Mă pregătesc de ceasul care vine. Părinte Cleopa, zic, trebuie să mai trăiți, că avem nevoie și poate rugăciunile întregului popor să vă țină sănătos. Mila lui Dumnezeu a rânduit tot ce a fost de rânduit. Am ani mulți și am de ajuns și, zice, pentru mine moartea nu-i o frică, sunt pregătit în orice vreme și în orice loc și în orice timp să mă duc la mila lui Dumnezeu și să cer îndurare. Ori această îndurare pe care a câștigat-o și Sfântul Ierarh Nicolae, mort, s-a săvârșit din viață. Nu a trebuit să ne înspăimântăm și nu a trebuit să ne plângem și nu a trebuit să ne vrecărim, ci sfinții sunt vii și după moarte. Sfinții rămân între noi și după moarte.
Învățătura unui sfânt, cartea unui sfânt, vorba unui sfânt, viața unui sfânt, haina unui sfânt, trupul unui sfânt. Nu rămân altceva decât mărturii adevărate că sfinții rămân veșnic între noi. Câte sute de ani de când Sfântul Ierarh Spiridon își doarme somnul de la Trimitunda în sicriul episcopal de acolo din Cherchira, iar noaptea se duce la cei care îl roagă în rugăciune și îi binecuvintează și îi miluiește. Câți nu știu ajutorul Sfântului Ierarh Nicolae ce doarme la bari în Italia în sicriul arhieresc și se închină și se roagă lumii întregi, stând ca un far călăuzitor spre împărăția Bizanțului, și este și în inimile noastre, și în casele noastre, și în haramul bisericilor, este în icoanele pe care le purtăm, în rugăciunile pe care le invocăm. Deci tot așa va trebui și noi, ca un semn de recunoștință și de binecuvântare pentru acest părinte duhovnicesc, care a fost o lumânare pusă în munte și în sfeșnic să lumineze tuturor, să-l pomenim în sfintele rugăciuni, nu pentru că ar fi avut nevoie de rugăciunile noastre, dar un doctor, când îți face un bine și îți vindecă o rană, îi duci un dar. Un om căruia ți-a făcut un bine, îi răsplătești cu o recompensă. Recompensa inimii noastre față de el să fie întotdeauna o prescură, să fie o lumânare, un cuvânt bun, o vorbă bună, un Dumnezeu să-l odihnească, un Dumnezeu să-l pună în ceata dreptilor, un parastas sau o colivă, până ce Dumnezeu va rândui și va crede de cuvință, și noi nu știm asta, sunt sfinți proslăviți și neproslăviți, de aia se și sărbătorește Duminica tuturor sfinților. Noi nu știm care sfinți au fost sfinți, că nu le cunoaștem viața, au murit prin crăpăturile pământului, au murit prin peșteri, prin pustiuri, prin găuri de copaci, prin crăpături de munți, dar totuși Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a dat acea putere harismatică să se roage pentru poporul din care fac parte. Și atunci când noi vom îndrepta la Dumnezeu mii de lumânări aprinse și de rugăciuni slabe, din buze necinstite, din buze păcătoase, Dumnezeu să spună, trimite și de aici o binecuvântare credincioșilor tăi care nu te uită niciodată. Deci alături de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, alături de Duminica Învierii, care s-au îmbinat atât de frumos una în alta, să punem și această sărbătoare a mutării la cele cerești a Părintelui Cleopa, despre care nu putem să spunem decât un singur lucru. Lupta dreaptă am luptat, credința am apărat, am săvârșit și cu nuna am plinit, cum spune Apostolul Pavel, în vecii vecilor. Amin. Lăudați pe Domnul!